La sfârșitul anului trecut, conducerea unității medicale a decis ca postul de medic șef la secția ORL să fie scos la concurs. Odată cu declararea postului vacant, au început și conflictele. Fosta directoare medicală Marilena Davidescu, singura care și-a depus dosarul pentru această funcție, a fost acuzată de către medicul Gheorghe Stanciu de fapte de corupție. Acesta spunea atunci că directoarea medicală ar fi dat șpagă pentru ca acest post să fie scos la concurs. Funcția de medic șef a fost vândută. Nu m-am înzis la funcția de șef de secție, fiindcă postul a fost scos ilegal la concurs. Și îți dai seama că eu am o vârstă și nu mă compromit să mă duc la un concurs dinainte stabilit. Astăzi, consilierii județenii au aprobat componența comisiei de examinare, iar pentru a nu exista nicio suspiciune de fraudă, în comisie va fi și un reprezentant al Consiliului Județean. E o chestiune pe care am propus-o și ea a fost înțeleasă de colegii mei din Partidul Social Democrat și din ALDE. Până la urmă e vorba tot de a scoate în evidență dorința noastră de transparență în ceea ce privește concursurile organizate nu numai la Spitalul Județean din Târgu Jiu, ci la orice altă instituție. Concursul pentru postul de medic șef al secției ORL putea fi anulat dacă Consiliul Județean nu aproba comisia de concurs. Ca acest concurs la ORL să nu mai poată fi susținut, dat fiind faptul că mâine este ultima zi în care se poate susține acest concurs conform legii. Concursul va avea loc joi, iar din comisia de examinare face parte directorul medical al Spitalului Județean, Constantin Pușcu, numit președintele comisiei, iar ca membri au fost stabiliți medicii Otilia Popescu de la Spitalul Orășănesc de Urgență Târgu Cărbunești, Adela Urâțescu de la Spitalul Județean de Urgență din Târgu Jiu, Fevica Șamotă, desemnată de Colegiul Medicilor, și Marcel Iacobescu, reprezentant al Consiliului Județean.